De ce atunci când scad prețurile la materiale, nimeni nu vă informează și trebuie să aflați voi din presă, de la TV? Da? De ce? V-ați pus întrebarea asta? Pentru că atunci când scad prețurile la fabrică, stocurile care sunt prin depozite și hipermarket sunt la preț mai mare, nu? Și atunci până acestea nu se vând, normal că nu o să primiți prețurile celelalte de la fabrică. Există un timp de o lună, două, până când acele prețuri ajung să fie în depozite și pe hipermarketuri și voi să beneficiați de ele. Așa că dacă aflați de la știri că s-au ieftinit materiale de construcții, este greu să beneficiați voi de astfel de condiții și este bine să le spuneți celor cu care lucrați să găsiți o variantă împreună. Dom'le, nu vreau la prețul tău de depozit, vreau la prețul de fabrică, că s-a ieftinit, nu? Dăm prețul de acum. Știu, este destul de greu atunci când ai stocuri, ăsta este și motivul pentru care noi suntem și activăm în piața aceasta în timp real, da? Ca fiecare client să beneficieze de beneficiile pe care le oferă fabrica acum, nu peste o lună, două.